Aici e un episod cumva neplăcut. Ce s-a întâmplat la Petrolul cu... Da, da, cu Galamaz, da. Și l-a lovit pe Galamaz. La un pe Geraldo Alves invitat și el îmi spunea că principala grijă a lui era ca Martinovic să nu-l omoare pe suporter. Da, da, pot să spun și tu că vrei da. Că l-ai lovit atunci. L-am lovit, dar pe imagine pare ca și cum l-aș mângâia, ca și domnul Pițucă mi-a reproșat. Bă, ce ai făcut, mă? Păi, sincer, nu știu dacă am gândit, acum stau și mă... și rememorez acea fază. Ideea mea, sincer, care a fost să-i dau un în cap. Așa m-am dus cu ideea. Dar în momentul ăla s-a întors și am dat în număr. De-aia se și vede, că dacă loveam în cap, cred că, Doamne ferește, se putea întâmpla. Da, poate întâmpla o tragedie. Și, nu. Dar pe moment, așa, te gândești că un coleg de-al tău este agresat fără niciun motiv. Puteam să fiu eu, că prin spatele meu a trecut. Chiar, fan, l-ai da. Văzut când... L-am văzut în ultima clipă, dar am crezut, zice, la un jucător de la Petrol. La un jucător de la Petrol, da, să reproșeze, pentru că noi conduceam 2-0, urma să dăm gol din penalti. Da, cum a marcat Mihai Costea atunci. Și mă gândeam că se duce la un jucător de-al lor să tragă la răspunde. Și când încolo am văzut că... Și din ce am auzit după aia, s-a dus la Galamaz, dar și-a schimbat direcția. Că n-am avut nici timp să-l anunț din timp pe George. Chiar, oricum, nu știu dacă m-auzea. Că era gălăgie. Da, era și după, da, după ce s-a dus la Galamaz, am auzit că s-ar fi dus spre Mihai Costea. Așa am înțeles. Dar la doborul Martinovic. Da. A făcut un tackling demn de jucător de rugby sau de K1. Speriatură mare atunci? Da, sigur că a fost destul de mare, deoarece dacă era puțin mai sus de zona unde l-a lovit, nu cred că se termina bine pentru Galamaz. Tu ai fost eliminat după acest incident? Da, da, da. Și eu și Martinovic, da. Dar ulterior comisia ne-a retras suspendarea.